Acum, odată ce ne-am rugat și am adus problemele înaintea Domnului, cred că suntem mai degajați de orice frământare și putem să ne concentrăm asupra Cuvântului și fie ca Duhul Sfânt să ne lumineze mintea. Astăzi, încă o lecție din tematica Adevărate Fericiri, o viață fericită. Vreau să privim la viață în ansamblu ei. Dacă până acum am observat diferite segmente luate în mod special, acum vreau să observăm, potrivit Scripturilor, dacă viața noastră, fiecare să cerceteze pe sine, dacă viața lui este sau nu fericită. Scriptura spune în Cartea Proverbe, capitolul 13, versetul 21, nenorocirea urmărește pe cei ce păcătuiesc. Deci, cei vinovați sunt în permanență în pericol. Dar cei neprihăniți vor fi răsplătiți cu fericire. Haideți să cercetăm acest adevăr biblic menționat de Solomon. Pentru că fericirea în viață este o realitate ce nu se vede la prima vedere. Dar totuși, fiecare om are timp să constate în viață dacă este sau nu este fericit. În Psalmul 64, versetul 10, este surprins din nou un adevăr referitor la fericire, la viață. Cel neprihănit se bucură în Domnul. În momente bune, dacă vin momente critice, în el își caută scăpare. Și pe ansamblu, toți cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiți. Mai citesc și din Proverbe, tot în introducere pentru a ne deschide orizontul asupra subiectului nostru, Proverbe capitolul 14 de la versetul 12. Multe căi pot părea omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Deci speranțe de fericire își pun oamenii în multe împrejurări, dar testul vieții nu le validează. Scrie în continuare, de multe ori chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnit, deci chiar dacă sunt momente, sunt stări de fericire, ele nu sunt stabile pentru oameni. Și bucuria poate sfârși prin necaz. Pentru că, în fond, concluzionează versetul 14, cel cu inima rătăcită se satură de căile lui, adică va ajunge să constate ceea ce face, dacă este bun sau nu. Se va sătura de ceea ce își dorește, de ceea ce face. Dar și în sens pozitiv, și omul de bine se satură și el de ce este în el. Și când omul ajunge de se satură, simte aceasta. Până omul este flămând, uneori nici nu știe cât ar mai mânca. Vorba aceea, că nu sunt racordați ochii cu stomacul, îi se pare că ar mânca atât, își pune în farfurie și când colo nu poate să termine, sau își dorește una și când colo nu este bună. Dar omul în final ajunge să constate, să se sature, să vadă dacă am făcut așa, am ajuns bine sau nu. Vom observa, ca și în celelalte lecții, mai întâi, fericirea, cu ghilimele spus, a unei vieți fără Dumnezeu. Biblia spune foarte clar, împrietenește-te cu Dumnezeu și te vei bucura de fericire. Dar oamenii încearcă și să vedem dacă sunt fericiți fără Dumnezeu. În plan uman, în societatea noastră, fericirea unui trai bogat, lipsit de grija zilei de mâine. Ne referim în condiții normale, de pace în țară, de bună vecinătate, să nu fii urmărit de niște răuvoitori, oamenii cred că o asemenea stare poate să dea fericire. Vom observa din Biblie că avea de toate, a nu te îngrijora că n-ai ce să mănânci sau n-ai cu ce să-ți plătești ratele sau impozitele,
vom vedea că este o componentă a fericirii, dar nu este singura și nu este fericirea întru totul realizată doar pe baza acestei posibilități a oamenilor. În mod deosebit, în privința aceasta, ne vom folosi de experiența înțeleptului Solomon, care a avut mai mult decât oricare altul. A avut și pace pentru o perioadă foarte lungă de timp, a avut de toate, a avut capacitatea să le administreze, el făcea legile, el dicta, era un suveran absolut. Și-a permis, oricum, mai mult decât își poate permite un om în zilele noastre. Dar să vedem care sunt rezultatele experimentului, să citim mai multe versete din cartea Eclesiastul. Capitolul 2, de la versetul 24. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine de la mâna lui Dumnezeu. Cine, în adevăr, poate să mănânce și se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui, înțelepciune, știință, bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu și aceasta este deșertăciune și goană după vânt. Iată că posibilitățile materiale nu asigură doar prin ele însele fericirea omului. Citim și în capitolul 3, de la versetul 12. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei, adică pentru oameni, decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregului munci este un dar de la Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că fără Dumnezeu, omul îi lipsește ceva și nu poate cu adevărat să se bucure. Iată ce citim din capitolul 4 ca și o constatare a lui, ceea ce arată că, în fond, cu toată fericirea dorită, crezută, viața nu merită trăită fără Dumnezeu. 4:2. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Poftim! Adică e mai fericire să nu trăiești, așa e de mare fericire să trăiești. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Deci datorită multor rele care sunt pe pământ, oamenii fără Dumnezeu nu ajung să guste cu adevărat fericirea. Citim și în capitolul 6, ca să ne întărim această idee și bine ar fi să nu încercăm ce a încercat Solomon, să ne lămurim numai din ce a scris el, că oricum n-am putea să ajungem la ceea ce a avut el și concluziile ar fi exact cum a scris el. Capitolul 6, citim de la versetul 2. Este de pildă un om căruia a dat Dumnezeu avere, bogății, slavă, așa că nu-i lipsește nimic de ce-i dorește sufletul, dar Dumnezeu nu lasă să se bucure de ele. Cum? Nu are o stare de pace. Apar probleme, chiar pe fondul unei bunăstări materiale. Și aceasta, zicea Solomon, este o deșertăciune. Versetul 6. Și chiar dacă ar trăi un om de 2000 de ani, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Adică nu are omul atât cât și-ar dori în condiția lui de om firesc. Știți că Solomon și-a permis să aibă 1000 de femei. Și la un moment dat scrie în aceeași carte, întoarcem doar o pagină, capitolul 7, versetul 26, ce am găsit, spune constatarea, și apoi observați versetul 28. Iată ce îmi caută și ia cu un sufletul și n-am găsit. Adică n-a ajuns să aibă o adevărată împlinire și fericire. Chiar dacă scrie înapoi în 8:15, el laudă petrecerea, dar o petrecere care nu este
o adevărată împlinire. Lângă exemplul lui Solomon am putea să amintim exemplele multor cântăreți sau actori din vremea noastră. Rata divorțurilor acestor oameni, care sunt cei mai bogați și câștigă cel mai ușor bani. Rata sinuciderilor dovedește că ei nu sunt fericiți. Deși bani au, vorba cuiva, încât nu le știu numărul. Degeaba. Fericirea nu se obține pe această cale în viață, chiar dacă ei încearcă momente de fericire. Sau am putea spune, însăși consumul de droguri este dovadă că oamenii nu se simt bine și trebuie să se amețească. Nu se simt bine gândindu-se la ce au, bucurându-se de ceea ce văd, de prietenii, de anturajele care și le-au format, de familia care, iată că și-o schimbă de la o zi la alta. De ce oamenii nu se simt bine în viața aceasta? Nici cei care își permit ceea ce cred alții că dacă ar avea, ar fi și ei fericiți. Cred că nefericirea este asociată cu răul care este în lume și în acei oameni. Pentru că unde este o stare de ură, de nemulțumire, degeaba are unul care e pe locul 2 mult mai mult decât alții care sunt în urma lui și îl invidiază pe cel ce e pe locul 1. Pentru că aceste stări de păcat nu îi lasă pe oameni să fie cu adevărat fericiți. Scrie aici în Eclesiastul capitolul 8, versetul 13, dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Problema nefericirilor nu-i dată de faptul că nu au, e că au răutate în ei și stările de păcat le afectează viața. Să luăm un exemplu, în persoana lui Haman, cartea Estera. Citim din capitolul 3, spune Scriptura aici de la versetul 1 că Ahasveros a creat o nouă poziție în organigrama regală și l-a ridicat pe Haman, fiul lui Hamedat Agagitu, la cinste. A pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Avea bani. Observăm aceasta din suma pe care a vrut să o doneze împăratului ca să-l lasă să facă ce vrea cu evreii, să-i distrugă. Împăratul nu i-a luat banii ăștia. Mânca, bea cu împăratul, nu era nimeni cu el. Citim în capitolul 5 că Haman ajunge la culmea gloriei și tocmai atunci se prăbușește total. Este chemat la ospățul pregătit de Estera, se întoarce acasă după prima zi, după masă, și scrie aici, în versetul 11, Haman le-a vorbit despre strălucirea bogăților lui, despre numărul fiilor lui, despre tot ce făcuse împăratul ca să ridice în vrednicie, despre locul pe care îl dăduse mai presus de căpetenii și slujitorii împăratului. El a adăugat, eu sunt chiar singurul pe care împărateasa Ester l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut și sunt poftit și pe mâine cu ea la împăratul, adică am de tot. Și fericirea, poziția ce am avut eu astăzi, mi-este asigurată și pe mâine. Nu-mi periclitează nimeni poziția. Și totuși el declară, versetul 9, când a văzut pe Mardoheu la poarta împăratului că nu se scula, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie. Și scrie apoi aici în versetul 13, dar toate acestea n-au pentru mine niciun preț. Câtă vreme voi vedea pe Mardoheu iudeul acela stând la poarta împăratului. Observați? Poate să aibă omul toate. Dacă nu-l iubește pe unul și-l are pe suflet, nu se bucură de nimic. Și cei din lume niciodată n-ajung să n-aibă măcar unul pe care să-l urască, să nu-l suport. Nu mai mulți. Unul singur e destul să le fure toată bucuria. Și fericirea să rămână o iluzie. Cum nu și-a imaginat ceilalți curten văzându-l pe Haman, ce fericit este. Mai fericit ca împăratul, că n-are în primul rând grija imperiului și poate stă la adăpostul lui, degeaba. Cel rău nu este fericit, așa cum am citit din cartea Eclesiastă. Și în final, nefericirea va fi totală și eternă,
o viață fără Dumnezeu conduce la o nefericire, la un chin veșnic. Spune Psalmul 73, iarăși ne amintim de cuvintele lui Asaf. El a crezut pe moment că cei răi sunt fericiți. Așa se vede din afară. Versetul 12. Așa sunt cei răi totdeauna fericiți. Și vă spuneam, baza fericirilor pare a fi averea și își măresc bogățiile. Dar dintr-o dată privește în perspectiva, și în versetul 18, dar tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Și a fost cu Haman. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic, ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Unii nici măcar până la moarte n-ajung să rămână în poziția aceea, cum s-a întâmplat cu Haman, cum s-a întâmplat cu atâția actori, cu atâția oameni, sau cum vă spuneam, actori, cântăreți, care aparent sunt fericiți și toți ceilalți se uită la ei ca la zei. Ei sunt idolii vremii noastre. Degeaba. Fericirea nu este în inima lor, pentru că ei sunt fără Dumnezeu și răul din ei nu-i lasă să se bucure. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Și niciodată să nu privim cu jind, să nu primim în mintea noastră astfel de idei. Poate că dacă aș fi eu ca el, aș fi fericit. Nu este așa. Să privim acum cu insistență la fericirea vieții cu Dumnezeu. Să știți că fericirea în viață este oferită prin binecuvântarea Domnului și este condiționată de trăirea după principiile Lui, ceea ce înseamnă bunătate, pace, credincioșie, îndelungă răbdare. Ceea ce Dumnezeu ne cere, de fapt, ne conferă o stare de fericire prin însăși această ascultare de Dumnezeu ca o binecuvântare. Când a rostit Dumnezeu binecuvântările, Deuteronom capitolul 28, El le-a spus evreilor ce au de făcut până acolo. Cartea Deuteronom este un studiu biblic ținut de Moise. Și apoi zice la versetul 1, dacă vei asculta, iată ce binecuvântări vor veni peste tine. Vei avea de toate, Dumnezeu te va scuti de dușman, de alte și alte probleme. Și apoi citim tot din Deuteronom capitolul 30, versetul 9. Domnul Dumnezeul tău te va umplea de bunătăți, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tare, rodul trupului tău, rodul turmilor tare și rodul pământului tău, căci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinților tăi. Adică El le-a promis această stare din generație în generație. Și tot de aici din Deuteronom citim din capitolul 10, de la versetul 12, sunt concluzii foarte categorice. Deuteronom 10, 12 și 13. Acum, Israel, ce altă cere de la tine Domnul Dumnezeu tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în căile Lui, să iubești, să slujești Domnul Dumnezeului tău în toată inima ta, în tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Și legile spuneau să nu poftești, și respectând, ești fericit. Ahab n-a respectat, de exemplu, și a poftit via lui Nabot și într-o dată n-a mai fost fericit. Ce? N-avea el altă vie? Doar a zis lui Nabot că îi dă alta în loc, avea. Dar cum a călcat porunca, cum s-a dus acasă, trezmenios, îl întreabă, Doamna, ce ai? El nu vrea să mănânce. Vedeți? Respectarea poruncilor dă fericire, nerespectarea fură fericire. Culmea este, vă citesc din cartea profetului Ieremia, vom citi două referințe, că evrei știau asta și totuși nu țineau cont. Ori nu este aceea și starea noastră de atâtea ori? Ieremia 12 cu 16. Și dacă vor învăța căile poporului meu, dacă vor jura pe numele meu zicând, viu este Domnul, cum au învățat pe poporul meu să jure pe Bal, atunci vor fi fericiți în mijlocul poporului meu. Dumnezeu le-a vorbit. O situație ciudată apare în capitolul 42. Ne aflăm după momentul dărâmării Ierusalimului, distrugerii templului
Și unii au scăpat, așa cum a arătat Domnul prin profeția lui Ezechiel, ca niște perde din podoaba lui capilară. Versetul 6. Ei s-au adresat lui Ieremia cu aceste cuvinte. Fie bine, fie rău, adică fie ne place, fie nu ne place, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru, la care te trimitem, ca să fim fericiți. Știau regula. Ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru, vine răspunsul prin Ieremia să nu facă deplasarea în Egipt, că Dumnezeu vroia să inspire milă babilonilor față de ei, să-i lasă să locuiască în țară și din nou să se refacă entitatea lor națională distrusă atât de mult. Domnul le-a vorbit prin Ieremia foarte clar să nu se ducă și ei au spus, nu, minți, noi ne ducem. De ce n-au putut să ascult? Pentru că ei nu voreau de fapt să-L asculte pe Dumnezeu în respectarea poruncilor Lui. Și cine nu respectă cuvântul scris al Bibliei, să nu credeți că va pricepe vreo prorocie, care și aceasta e vrea binele, o va interpreta greșit. Sau nu o va crede. Și se va duce tot în drumul lui rău. Pentru că degeaba vrea cineva să afle fericirea, ca și cum să-l fenteze pe Dumnezeu. Este ca și cum un băiat ar veni să întrebe pe Domnul și se mai întâmplă situații, vine să pocăiește câte unul, vrea o fată la pocăiți. Și dă Dumnezeu câte una care o ține pentru din ăștia. Că atâta merită. Și apoi ia ce ți se cuvine și pleacă. Pentru că nu se poate să-i fur fericirea la Dumnezeu. Ei știau, dar s-au gândit la fericire, însă nu și la respectarea acestor legi sfinte. Pentru că respectându-le pe toate, de fapt asta îți conferă acea stare de fericire. Dacă nu furi, dacă nu minți, nu doar că te acuză apoi conștiința, dar vei avea de-a face cu răzbunări, vei neferici pe cei din jur. Fericirea este dată așadar de prietenia divină, care, rețineți aici, este un element important, se asociază cu încrederea că totul este sub controlul lui Dumnezeu, El ne iubește și îngrijește de noi. Deci, în primul rând, ca să fii fericit, să ai o viață fericită de când te naști până mori, să asculți de Dumnezeu, că toate astea le-a spus în folosul nostru. În al doilea rând, să ai încredere în Dumnezeu. Să nu te temi de ziua de mâine, ce va fi, ce se va întâmpla. Să știi că Dumnezeu veghează asupra ta. Spune Scriptura în Psalmul 40, citim cuvintele lui David. El vorbește despre felul în care Domnul l-a scos, l-a pus picioarele pe stâncă, le-a dat dreptul să-L laude. Versetul 4. Fericit de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne, Dumnezeule, multe sunt minuni și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemui cu Tine. Aș vrea să le vestesc, să le trâmbițesc, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. David s-a selit să fie credincios și totuși avea probleme. Dar a avut și avantajul că s-a încrezut în Domnul. Și psalmii lui evidențiază din plin această încredere în Dumnezeu. Nu mă va lăsa Domnul la bunul plac al vrăjmașului, spune el. Mă va ajuta. Cu Dumnezeul meu sar peste un zid. Îmi va da biruință împotriva unei oștiri în armată. La fel cântau și fiii lui Core, psalmul 84. Să știți că oamenii în mare parte sunt nefericiți pentru că se îngrijorează, se tem de viitor. De ce credeți că toată ziua studiază horoscopul? Să vadă când le sunt zodiile favorabile. Pentru că ei nu știu că Dumnezeu poate să le fie favorabil. 84 de la versetul 4. Fericiți și cei locuiesc în casa ta, că cei pot să te laude, despre asta am vorbit la vremea potrivită. Versetul 5. Fericiți și cei își pun tăria în tine, a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un om plin de izvoare. Și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Adică tot pe când se-i taie setea tare, tare, apare izvorul. Dar ei, încrezându-se în Domnul, știau că va urma un izvor și Dumnezeu ne va ajuta, ne va sprijini într-un fel sau altul. Rămâne tot în cartea psalmilor pentru alte
câteva versete. Psalmul 144. Citim de la versetul 10. Tu care dai împăraților biruința, care ai scăpat de sabie ucigașe pe robul tău David, izbăvește-mă și scapă-mă din mâna fiilor celui străin. Versetul 15. Ferice de poporul care stă astfel. Cum? Nu spune Psalmul 91, la crotirea celui prea înalt. Ferice de poporul a cărui Dumnezeu este Domnul, slăvit să fie Domnul. Și poate cele mai categorice versete în privința aceasta sunt cele din Ieremia 17. Acolo avem esență de adevăr. Ieremia 17, la versetul 5. Știți că în vremea noastră, de exemplu, cum se schimbă guvernările, unii se cred asigurați, au oameni, partidul lor e la conducere. Și apoi, pe când se schimbă, după Revoluția apăruseră atunci partidele și au mers la un om, niște oameni care vreau să-l înscrie și el a zis, eu nu mă înscriu în partid. Dar de ce? Zice, eu știu că eram copil și l-au arestat pe bunicul pentru că a fost legionar și am întrebat pe bunica, ce e asta? Zice, un partid, da? A mine nu trebuie partid atunci. Zice, el acum e libertate, da, dar istoria se poate repeta. Ei, nu se repetă la scara aceea. Dar iată că pe când să-ți pui încrederea în cineva, cade în disgrația conaționalilor tăi și nu mai ești avantajat. Scrie aici, versetul 5. Blestemat să fie omul care se încrede în om și care sprijinește pe un muritor și-și abate inima de la Domnul. E ca un nenorocit în pustie, nu vede venind fericire. Ce bizi pe oameni? Am eu pe cineva. Versetul 7. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul, a cărui nădejde este Domnul, este ca un pom să din lângă un izvor care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine, de frunzișul lui rămâne verde, în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Deci, nădejdea în Dumnezeu îți conferă o doză de fericire pe care ceilalți nu o au. Inclusiv cei mai mari bogați, uitând cu ochii pe bursă, pe reacțiile politicienilor și așa mai departe, se tem de mason și framason și câtă grijă cine se încrede în Domnul are această liniște. Vreau să precizez că deși există vrem de suspans, timp de nefericire neînțeleasă, vine nenorocirea peste un credincios și te întrebi ce se va întâmpla. Totuși, adevărata fericire e caracteristica permanentă a vieții trăite cu Dumnezeu. Iată ce citim în cartea Iov. Ne oprim aici la câteva versete, dacă doriți să urmăriți. Aici e mare dezbatere în cartea Iov pe tema aceasta. 29 cu 11. E vorba de vremea dinaintea încercării lui Iov. Urechea care mă auzea mă numea fericit. Ochiul care mă vedea mă lăuda. 30 cu 15. Mă apucă groază. Slava mea este spulberată ca de vânt. Ca un nor a trecut fericirea mea. Dintr-o dată, eu rămâne fără fericire. Și acum mi se toplește sufletul în mine și m-au apucat zilele suferinței. Au fost zile, au fost luni de durere pentru el, citim și versetul 26. Mă așteptam la fericire, adică se aștepta să continuă starea aceea de bine. Și când colo, nenorocirea a venit peste mine, trăjeam nădejde de lumină și când colo, a venit întunericul. Dar întunericul ăsta, cum spunea Isaia, n-a fost veșnic pentru el. Pentru că citim apoi din capitolul 36, de la versetul 6, aici sunt cuvintele lui Elihu, el, adică Dumnezeu, nu lasă pe cel rău să trăiască și face dreptate cel nenorocit. Nu-și întoarce ochii deasupra celor fără prihană. Versetul 8. Se întâmplă să cadă în lanțuri, să fie prins în legături nenorocire. Le pune înainte faptele lor, fără de legi lor, mândria lor, îi înștiințează. Versetul 11. Dacă ascultă și se supun, își sfârșesc zilele în fericire și anii în bucurie. Adică revine starea aceea de împlinire pentru că Domnul se îndură. Versetul 16. Parcă îi profețea.
și pe tine te va scoate din strâmtoare, ca să te pună la loc larg, în slobozine de plină, și masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase. Și cum știți, Dumnezeu s-a îndurat de el, citim capitolul 42, de la versetul 10. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi, și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Probabil că dacă n-ar fi trecut prin suferința asta, ar fi rămas în starea dinainte. Acum Dumnezeu i-a dat îndoit, adică zilele acelea, lunile grele, au fost răsplătite de Dumnezeu. Vor fi răsplătite aici, vor fi răsplătite în împărăția lui. Dumnezeu nu ne va lăsa. Iau un alt exemplu. Ieremia. El n-a fost un om bogat. Dar vă rog să observați că Dumnezeu nu l-a lăsat. A trăit în condiții grele, a fost războaie. El a fost închis la un moment dat. Citim din cartea sa, capitolul 15, versetul 11. Îi vorbește Domnul prin însăși gura lui profetică. Domnul a răspuns, da, vei avea un viitor fericit. Da, voi sili pe vrăjmaș să te roage, la vreme de norocire și la vreme de necaz. Și s-a întâmplat că împăratul s-a rugat de el, dar mai târziu, observăm din capitolul 39, când toți au ajuns loviți, 39, citim de la versetul 11, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, dăduse poruncă următoarea cu privire la Ieremia către Nebuzaradan, căpetenia străjerilor. Ial, poartă grijă de el. N-a ajuns Ieremia bogat, dar Dumnezeu l-a ajutat și în cele mai grele momente. Nu-i face niciun rău, ci fă-i ce-ți va cere. Versetul 4 din capitolul 40. Acum iată că te izbăvesc azi din lanțurile pe care le ai la mâini. Dacă vrei să vii cu mine în Babilon, vino, voi îngriji de tine. Dacă nu-ți place să vii cu mine în Babilon, nu veni. Iată, toată țara este înaintea ta. Du-te unde vei crede și unde îți place să te duci. Și scrie aici, versetul 5, partea finală, i-a dat merinde și daruri și i-a dat drumul. S-a mai întâmplat cu cineva așa ceva în perioada aceea? Nu, doar credincioșii au avut parte de ocrotire și în asemenea situații. Cred că aceasta este fericirea care o conferă Dumnezeu, să știi că nu te lasă. Nu neapărat să fii bogat, să știi că Dumnezeu veghează asupra ta, chiar dacă se întâmplă vreo nenorocire, Dumnezeu este în control, în cunoștință de cauză, va îngădui doar atât cât este nevoie această problemă. Doamne, dă-ne siguranța și liniștea aceasta. Și încă un aspect vreau să mai menționez, dacă tot e vorba de fericire în viață. Cred că suntem datori și să ne gândim la fericirea altora. Dacă cineva vrea să fie fericit doar el singur, fără să aibă milă de alții, fără să fie interesat de comunitatea în care trăiește, nu cred că Dumnezeu îi va trimite fericire lui la pachet numai. Dacă el dorește fericirea pentru alții și alții nu sunt credincioși, asta e altă problemă. Dar el, gândiți-vă la Ieremia, a mijlocit pentru ceilalți de atâtea ori. Trebuie să avem o atitudine doritoare de fericire pentru întreaga comunitate. Dacă vrei să fii fericit, să dorești să fii fericită și soacra ta, și șeful tău de la serviciu, și vecinul, și ceilalți. Asta va face ca Dumnezeu să-ți fie mai binevoitor. Scrie tot aici în Ieremia, capitolul 29, versetul 7, un cuvânt cunoscut: urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, căci fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Vedeți, sunt legate. De aceea trebuie să ne rugăm, Doamne, binecuvintează Aradul, binecuvintează România, Doamne. Dacă suntem nemulțumiți, nu ne vom ruga, sau ne vom ruga greșit. Și nu vom primi, zice Iacob, cerem cu gând rău. În Psalmul 34 este din nou scris despre felul în care ar trebui să dorim și chiar mai mult decât atât, să facem ceva ca să fie comunitatea fericită. De altfel, am putea face legătura cu lecția de săptămâna trecută, fericirea de a ferici pe alții. 34 de la versetul 12. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte zile fericite? Tot să fi prezent, mâna sus. Ferește-ți limba de rău.
buzele cuvinte înșunătoare. Depărtează de rău, fă binele, caută pace și leargă după ea. Asta e legată și de fericirea împlinirii cuvântului, dar și de fericirea altora. Să îi ai în vedere pe cei din jur. Fă bine și ți se va face bine, fii atent. Pentru că altfel vom fi ca Iona în corabie. Nenorocirea peste toți și până tragem la sor cine devină, sufăr toți. Să fim noi cel prin care Dumnezeu binecuvintează, amintiți-vă de Iosif, Dumnezeu binecuvântat casa lui Potifar din pricina lui. În închisoare lucrurile s-au ridicat, s-au vindecat din pricina lui. Așadar, să nu uităm respectarea poruncilor sfinte. Nu doar că ne aduce mântuire, ne aduce aici în viață acea stare de liniște, de pace, încrederea în Dumnezeu ne asigură și pentru momentele critice, dar să dorim ca și alții să fie fericiți. Încheiem folosindu-ne de declarația lui Solomon, am numit-o filozofia fericirii în concepția lui, Eclesiastul capitolul 8, versetul 12, și vom vedea că există o singură opțiune a fericirii în viață, Eclesiastul 8, cu 12. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul, Dumnezeu îi îngăde, și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Nu știm asta? S-o știm până la sfârșit. Chiar dacă Dumnezeu îi îngăde pe cei răi, chiar dacă pentru o vreme par fericiți, au bogăție, eu știu, zicea Solomon, că fericirea e păstrată pentru cel ce se teme de Domnul. Și a te teme de Domnul este o stare de o viață întreagă. Să nu înseamnă doar să vii la adunare și apoi să faci și te taie capul. Să înseamnă să trăiești în acea stare de evlavie. Evlavia însoțită de mulțumire, 1 Timotei 6:6 este un mare câștig. 1 Timotei 4:8, evlavia e făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Dar noi în lecția asta vorbim doar despre viața de acum. Acea stare de evlavie îți conferă bucuria, liniștea, împlinirea de care ai nevoie. Sau poate să spună cineva că dacă s-a certat cu cineva, el este fericit? Când altul l-a lăsat supărat, l-a făcut să plângă? Nu. E nefericit cel în cauză. Cum am dat exemplul lui Ahab, care imediat s-a supărat și n-a mai avut pace. Să ne amintim că oamenii credincioși ale Dumnezeu au sfârșit viața în fericire. Și apare mențiunea asta la mai mulți oameni. A avut parte de o bătrânețe fericită, a murit sătul, bătrân, sătul de zile. Asta scrie despre Avram, scrie despre Gedeon, scrie despre David. Chiar dacă au avut și ei problemele lor, am putea spune că au fost fericiți. Adică Avram în umblările lui, în timp ce ridica acele altare, pentru că s-a ferit să certe cu Lot, a rămas fericit. Chiar dacă a fost foamete și a trebuit să se deplaseze în altă parte, chiar dacă a rămas pentru o vreme vătul, dar în final este scris că a avut o bătrânețe fericită, adică nici măcar la bătrânețe, atunci când știi că oricum pleci, îți slăbește puterea, funcțiile vieții biologice, nu mai sunt ca în tinerețe, și atunci cel credincios rămâne fericit. Cum? Pentru că privim în urmă, n-are lucruri nerezolvate, pentru că privind în perspectiva eternă, cum scrie despre Avram în Evrei, că aștepta cetatea care are temelii tari, știe că nu se termină totul acolo, ceilalți de pe pământ care n-au speranța asta a veșniciei, îi se țin de viață, sărmanii, fac orice. Demnitari, au medicul lor, au meniul lor, oameni bogați care ar vrea, asta e ceea ce vă spuneam în contextul studiului, unii din cei care sunt fericiți, cred că fericirea ar fi mai mare pe pământ dacă ar muri o parte din populația globului, să știți, este o mentalitate pe care unii o propagă, bineînțeles că ei nu s-ar gândi să fie pentru cei ce ar urma să moară. Dar însă și această dorință demonică de moarte
nu cred că le face bine. Cu alte cuvinte, ei cu tot ce au, s-o cotesc că ar fi fericiți dacă ar rămâne alții mai puțini. Același duc ca și în Haman și în alții. Dar nu au fericire. Să ne gândim la David, a trecut și el prin probleme, dar pocăindu-se, rămânând credincios Domnului, a ajuns în final să-l vadă pe Solomon pe tron, a știut că mandatul este gata, nu lăsa Domnul să construiască templu. I-a dat în schimb toate schițele și în final a putut să spună, atât mi-a fost dat mie, eu plec, îl cheamă pe Solomon, eu mă duc pe drumul care merg toți oamenii. Doamne, ajută-ne să rămânem fericiți cu Tine toată viața. Să știți că se va împlini ceea ce scrie în Cartea Proverbe, capitolul 11, versetul 31. Vorbim de viața de pe pământ. Și vom avea o lecție despre fericirea eternă, cea din Împărăția Lui Dumnezeu. Proverbe 11, cu 31. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos. Deci și aici Dumnezeu are în vedere să dea fiecăruia ceea ce îi se cuvine. Iar dacă e vorba de cineva care va suferi de martiri, tocmai lecția viitoare, va fi fericirea suferințelor pentru Domnul. Dar pentru Domnul, acele au de-a face cu o slavă mult mai mare. Dar privind peste generații, în condiții normale, este drept ce scrie aici. Chiar pe pământ Dumnezeu răsplătește. Și unul se bucură chiar dacă e sărac ca Ieremia, Dumnezeu îi dovedește că îngrijește de el, și altul chiar dacă e bogat ca Solomon, când se îndepărtează de Domnul, să spună, n-am nicio bucurie, nu sunt fericit. Doamne, dă-ne adevărata fericire și să o dorim și pentru alții. Amin.